Capitolul 3. Patrick, apostolul Irlandei. După încetarea persecuțiilor din partea cezarilor și obținerea libertății de închinăciune, biserica creștină a devenit preocupată cu clădirea locașorilor de rugăciune, cu organizarea internă și, de multe ori, cu lupte pentru funcții, pentru întâietate și a uitat lucrarea cea mai importantă, mântuirea păcătoșilor. Din cauza că în această vreme lumea a pătruns în biserică, deci viața spirituală a scăzut. Mulți creștini, dornici după o adevărată viață curată, au părăsit lumea și s-au retras la mănăstiri. Astfel a început viața monahală. Domnul Iisus n-a poruncit călugăria, dar ea a devenit un fel de refugiu și de cultivare a vieții spirituale. Din când în când, totuși Dumnezeu a ridicat bărbați curați în trăirea lor și a prins în slujirea lor oameni care au fost gata ca apostolii să meargă din loc în loc să predice Evanghelia păcătoșilor. Aceștia au trezit suflete, au întemeiat biserici și au contribuit la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Un așa slujitor credincios a fost Patrick. El a fost fiul unui centurion roman, iar mama sa era bretonă. Data nașterii sale nu e precisă. Unii susțin anul 385 într-un sat Bonavem Tabernie în Scoția. Tatăl său, numit Calpurnius, a fost un bun creștin și diacon în biserica locală. Convertirea tatălui probabil că s-a petrecut la Roma, înainte de a fi trimis cu trupele în Scoția, iar căsătoria a făcut-o în noua țară. Când Patrick era de 16 ani, a fost luat de barbari și dus captiv în Irlanda. În Confesiuni, el scrie, citez, eram atunci aproape de 16 ani, nu-l cunoșteam pe adevăratul Dumnezeu și am fost dus captiv la Hiberio, citat încheiat. Probabil a fost vândut ca sclav și a fost pus să păzească vitele între munți, la Slenis. Timp de 6 ani a trăit o viață grea, prin ploaie, prin frig cu vitele în pădure. În acei ani grei și-a adus aminte să se roage și, acolo la vite, ca fiul risipitor la porci, s-a petrecut trezirea sufletului și convertirea sa. Acolo a învățat să strige cu adevărat către Dumnezeu și să primească de la el mângăiere și tărie. Odată a fost înștiințat de Dumnezeu în vis că o corabie ce e la țărm e gata să-l ducă din Irlanda. Atunci a părăsit vitele, a apucat spre coasta mării și, deși a avut de parcurs o distanță mare, a ajuns cu bine. A găsit corabia, dar aceea, probabil fiindcă el nu avea bani, nu l-au luat. Amărât, a pornit să se întoarcă la vite, dar a fost strigat să revină la corabie și după 3 zile l-au lăsat pe coasta Scoției. Cum coasta aceea era nepopulată, a dus lipsă de mâncare și abia după 27 de zile de rătăcire a ajuns la o localitate, de unde s-a îndreptat spre casă. Dar n-a petrecut mult timp acasă, căci din nou a fost luat și dus în altă captivitate. După 2 luni a scăpat cu fuga și a ajuns în Galia. Câțiva ani i-a petrecut prin Europa, apoi s-a întors la tatăl său în Scoția. Odată a avut o vedenie ca a apostolului Pavel. Un irlandez îi striga, citez, te rugăm, copil al lui Dumnezeu, vino și trăiește iarăși printre noi, citat încheiat. El a înțeles că e o chemare cerească și s-a hotărât să meargă să le vestească Evanghelia. În anul 432, după Hristos, a fost ordinat și în acea iarnă a plecat și a debarcat în Irlanda la localitatea Saul. Acolo a rămas până primăvara, când s-a mutat la Tara. Aici a început să le vestească mântuirea prin Hristos Domnul și a văzut primii convertiți. Aceasta a stârnit ura preoților păgâni.
A urmat o mare confruntare cu druizii, preoții vechilor celți, dar el nu s-a înfricoșat. Viața sa curată, râvna sa aprinsă și puterea Duhului Sfânt au început să atragă mulțimile în aer liber și el le predica dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos Domnul și mântuirea sa mare săvârșită pe cruce. Din scrierile sale mărturisiri, epistolă către irlandezi și epistolă către soldații lui Coroticus, constatăm că el susținea că mântuirea nu e prin fapte bune, nu e prin biserică, ci numai prin sângele Domnului Isus. Botezul îl aplica numai celor convertiți, oamenilor mari care mărturiseau că ei cred în Hristos Domnul ca mântuitorul lor și îl făcea nu prin stropire, ci prin cufundare în apă. El punea mare preț pe Biblie. Niciodată nu a pomenit de autoritatea bisericii, a clericilor, a consiliilor sau a papei de la Roma. Singura autoritate pentru el era cuvântul lui Dumnezeu. Aceste adevăruri căuta să le întipărească în mintea tuturor convertiților. Creștinismul său a fost apostolic. În crez, el a fost evanghelic cu mult înainte de protestantism. Pe noii convertiți, el i-a instruit să fie misionari, să meargă în satele și orașele Irlandei să predice și, astfel, populația care a fost păgână și se închina la idoli a fost câștigată pentru Hristos Domnul. În scurt timp, localitățile Tara, Meath, Leitrim, Cavan și Irlanda de Vest au fost aduse la picioarele Domnului, au devenit creștine. Odată, un prinț numit Coroticus, ce își zicea că e creștin, dar trăia o viață de păgân, a năvălit în Irlanda și a ajuns la localitatea unde o seamă de convertiți, îmbrăcați în haine albe de botez, se aflau în fața lui Patrick. Fără să aibă vreo considerație față de botez, Coroticus pe unii i-a masacrat, iar pe alții i-a luat captivi și i-a vândut ca sclavi. A doua zi, Patrick a scris o epistolă lui Coroticus prin care condamna acțiunea sa de nechipzuință și îi cerea să îi libereze imediat pe toți prizonierii luați. În anul 444 după Hristos, Patrick și-a mutat centrul său misionar la Armagh. De aici, lucrarea a avut un mare impact asupra vieții întregii țări. Toți cei deveniți creștini mărturiseau altora de harul lui Dumnezeu și noul fel de viață. Acum, convertiții au fost cu miile. A fost convertit și botezat chiar și regele din Dublin, regele din Munster și 7 feciori ai regelui Connaught. Patrick a umplut țara cu biserici creștine și cu școli. În școli, el a introdus alfabetul latin. Chiar și asupra legilor țării, Patrick a pus amprenta Bibliei în mod deosebit împotriva sclaviei și a taxării săracilor. Influența lui s-a extins și asupra Franței și Elveției. Prin lucrarea sa, Patrick a demonstrat lumii că misiunea trebuie făcută, chiar dacă nu sunt bani, chiar dacă nu sunt organizații misionare, dar un om consacrat, la îndemâna Domnului, poate schimba fața satelor, a orașilor și chiar a unei țări. Vrei tu să fii un așa om? În anul 457, Patrick a revenit la Saul, prima sa reședință, unde a lucrat până la moartea sa în anul 461. Elmer Stowns, în cartea sa The Christian Hall of Fame, pagina 20, spune că din motive politice, spre a-i câștiga pe irlandezi la catolicism, Biserica Catolică l-a canonizat pe Patrick, declarându-l sfânt. În Irlanda era un creștinism primar. Catolicismul a câștigat supremația asupra Irlandei abia prin secolul al XII-lea.